Bună seara, ați deschis scorul în această seară. Părea până la un moment dat că veți spune, probleme. Ce s-a întâmplat? Mai ales mă gândesc în repriza a doua, acolo au fost mai multe neconcordanți. Așa este, au fost două reprize diferite. În prima repriză am arătat mai bine, am fost organizați, am încercat să surprindem CFR-ul pe contraatac, am reușit să marcăm, după care, din păcate, am primit foarte rapid golul care ne-a luat puțin moralul, însă felicit CFR-ul, este o victorie meritată. Noi, din păcate, nu ne-am ridicat așa la ceea ce mi-aș fi dorit eu, la ritmul pe care mi l-aș fi dorit eu. Suntem la început de drum, trebuie să ne regrupăm, trebuie să ne gândim foarte bine ce avem de făcut în continuare. Ne-am fi dorit, eu mi-aș fi dorit mult mai mult de la acest joc, însă astăzi atâta s-a putut. Important este ca meciul următor să arătăm mult mai bine, pentru că ne așteaptă un joc foarte dificil, un joc greu cu Chindia Târgoviște, și atunci avem mare nevoie de puncte. Din păcate, nu știu dacă a fost echilibrată sau programarea asta a jocurilor, pentru că noi am jucat astăzi și vom juca joi. Problema e după aia de plasarea la Botoșan, nu? În schimb, Chindia a jucat vineri, au avut 3 zile în fața noastră de pauză, și atunci nu mi se pare echilibrată și nu mi se pare corect această programare. În sfârșit, în fine, o să încercăm să ne revenim în primul rând din punct de vedere fizic, apoi al moralului, după care vom încerca să câștigăm jocul cu Chindia. Pe final, aș spune că în ultimele 15-20 de minute, să mă contraziceți, a părut că nu aveți nici suficiente resurse fizice pentru a pune presiune. Adică echipa și-a dorit. Am văzut anumite momente în care se vedea clar că e determinare, dar mi s-a părut că nu prea se mai putea din punct de vedere fizic. Așa este, așa este. Din punctul ăsta de vedere al atitudinii și al determinării, n-am ce să le reproșez jucătorilor, pentru că și-au dorit foarte mult. Am alergat atât cât am putut, însă încă o dată mi-am asumat această responsabilitate venind în plin campionat. Sunt lucruri care trebuie luate de la zero și trebuie să ieșim cât mai rapid din această situație. La un moment dat am fost foarte greoi în construcție, lenți, poate și din această cauză, din cauza pregătirii fizice, însă, din păcate pentru noi, timpul nu este aliatul nostru, pentru că jucăm din 3 în 3 zile un calup de 4 jocuri și atunci va trebui să ne descurcăm din poziția în care suntem. O ultimă întrebare pentru obiectivele pe care le-ați stabilit probabil de comun acord cu conducerea clubului. Lotul în momentul de față se ridică la nivelul cerințelor dumneavoastră în primul rând, și dacă nu, cam de ce ar mai fi nevoie pentru a avea un confort mai mare la dispoziție? Nu, în momentul de față este greu să mai aducem, să spun, 5, 6, 10 jucători, pentru că deja avem foarte mulți străini, lista este plină, ca să aducem alți jucători ar trebui să îi eliberăm din locuri. Așa, sincer, ar mai fi nevoie de jucători și știm și noi, staff-ul și conducerea clubului, știm că mai avem nevoie de jucători, dar încă o dată, în momentul de față ne descurcăm, încercăm să ne descurcăm cu jucătorii pe care avem și, sincer vă spun, de majoritatea sunt mulțumit. Am avut și ceva probleme cu accidentările astea două, cu Scarla Tache, cu Scarla și cu Maioral, care are dureri de spate, are și niște probleme personale pe care trebuie să și le rezolve. Dar nu e vorba de vreo plecare, nu? Sau vreun transfer sau așa? Sau e... De transfer nu este vorba. Adică are niște probleme personale care trebuie să și le rezolve.
neapărat. Dar, în primul rând, el este accidentat și, în al doilea rând, are și niște probleme care trebuie rezolvate neapărat. Adică să știm pe ce drum mergem. Adică dacă vrea să mai continue aici, la echipa asta, sau vrea să plece, trebuie să vedem care sunt... Pentru că punctul ăsta este punctul lui de vedere. Nu punctul clubului. Clubul vrea să îl avem și să l avem între noi, să joace, dar trebuie să vrea și el. Și el deocamdată, din ce a anunțat el la club, că nu prea vrea. Deci este o problemă. Este o problemă care trebuie rezolvată. Bine, în momentul de față este accidentat, dar probabil că va mai sta așa accidentat. Asta e părerea mea. Mulțumesc frumos!